Doamnelor, domnilor, bun găsit! O nouă ediție a emisiunii Regiunea în Obiectiv începe chiar acum la TVR. Sunt Ovidiu Damian, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. În primul rând, dorim să urăm la mulți ani celor care poartă numele de Ion sau Ioana, petrecere frumoasă alături de cei dragi, evident, dacă este posibil în fața televizorului și pe TVR. Iar acum vreau să vă prezint subiectele ediției de astăzi despre problemele care pot să apară în ceea ce privește sănătatea în această perioadă rece. Vorbim în prima parte a ediției de astăzi a emisiunii noastre, după care vă aducem în atenție un festival interesant organizat de către și pentru elevi, festivalul Buvi, iar la final vorbim despre obiceiuri și tradiții pentru Crăciunul perit vechi. Primii mei invitați sunt deja în platou alături de mine, este vorba despre doamna doctor Emiliana Costiuc, medic primar în medicină de familie, și despre domnul doctor Mihai Moisescu Goia, director executiv al Direcției de Sănătate Publică din Cluj-Napoca. Sărut mâinile, bună ziua, bine ați venit! Bine v-am găsit și la mulți ani dumneavoastră și iasă. Teleascultătorilor noștri. La mulți ani și cum trebuie să le spunem așa ca un fel de, nu-i așa, cadou pentru început de an, cum ar putea să se protejeze și cei care sunt sănătoși, dar care doresc să păstreze această stare de sănătate, și cei care sunt probabil bolnavi cronici sau mai vulnerabili, copii, persoane vârstnice, să le luăm pe rând. Și vreau să-mi spuneți în prima fază care sunt riscurile care ne pândesc acum în această perioadă. Iarna de obicei vine cu temperaturi scăzute, expunere la frig. Exprima depinde și de durata de expunere. În funcție de aceasta și de bucurile pe care le aduce iarna, nu numai frigul, pot apare expuneri și să apară după aceea cele fenomene secundare expunerii la frig. Cele mai simple, am vorbit de degerături de nivel. Sunt patru nivele, între 1 și 4. Unul este când ai, de exemplu, obrajii roșii, ușor sensibili. E prima fază și afectează doar stratele superficiale ale tegumentului. Dacă expunerea la frig continuă fără a-ți lua niște măsuri, apare degerătura de tip 2, în care pielea devine albă, dureroasă, afectând din tegument mai multe straturi de la suprafață spre interior. Bineînțeles, dacă această expunere continuă și este la o temperatură din ce în ce mai scăzută, apar degerăturile de nivelul 3 și 4, care necesită deja o asistență medicală de specialitate. Cea mai simplă măsură este să reduce expunerea la frig și să-ți acopere zonele respective, astfel încât să-i asiguri un confort termic zonei expuse. Este cumva greșită sau este doar un mit această opinie pe care am auzit-o de la unele persoane în ultima vreme? Iernile de acum nu mai sunt ca cele de altă dată, nu mai există risc de degerătură. Poate să ne ducă această idee falsă în păcat și să pățim astfel de lucruri pentru că nu mai suntem atenți la astfel de chestiuni? Bine, sau degerături se pot produce doar la temperaturi foarte scăzute, nu știu, peste minus 10 grade? Nu neapărat. Durează și de durata de expunere. Poate să fie o temperatură ușor scăzută, sub 0 grade, dar pe durată îndelungată duc și aceste fenomene de degerături. Și poate să apară fenomenul celălalt care este mult mai sever, hipotermia. Hipotermia este deja o afectare a întregului organism cu scăderea temperaturii centrale a organismului, astfel încât afectează desfășurarea homeostaziei organismului, a tuturor proceselor care fac să funcționeze organismul corect. Și de aceea, în hipotermie, trebuie să avem rapid asistență medicală. Profit de această ocazie și le reamintesc celor care ne urmăresc acum despre faptul că atunci când vedeți persoane fără adăpost, doamnelor, domnilor, e puțin probabil să presupunem neașa că persoanele fără adăpost ne văd în acest moment și se află în fața unui televizor, dar dacă dumneavoastră vedeți astfel de persoane, vă rugăm să anunțați Serviciul de Asistență Publică Socială a Primăriei din Cluj-Napoca. Ei au astfel de adăposturi pentru ei, pentru că sunt în foarte mare risc de expunere la temperaturi, exact așa cum spunea și dumneavoastră. Iarăși un mit, consumul de alcool cumva te încălzește. Vreau să ne dați detalii, domnule director. Consumul de alcool este fals încălzitor. În prima fază, e drept, face vazodilatație, dar această vazodilatație determină pierdere de căldură. Pentru că face vazodilatație periferică, sângele fuge în periferie, se fac suprafețe mai mari de cedare a temperaturii și astfel se răcește sângele și automat pierzi temperatură, ceea ce generează apariția frisoanelor. Frisoanele sunt contracții musculare frecvente, tocmai în ideea de a face producție de căldură, de energie. Contracțiile musculare eliberează și consumă energie, ceea ce face ca să spolieze organismul, să apară acele vazoconstricții ulterioare care determină acea piele albă, marmorată, și să încerce să centralizeze circulația sângelui către organele și aparatele vitale. Deci vorbim de inimă, plămâni,
creier, toate pentru a asigura funcționarea lor corectă și corespunzătoare în menținerea echilibrului homeostatic. Deci alcoolul este contraindicat în a se administra unor expuși la temperaturi scăzute în hipotermie. Practic, în aceste condiții, riscul de hipotermie este mult crescut, pentru că alcoolul nu face decât să ne dea, așa cum bine a spus domnul director, o falsă încălzire a periferiei, dar asta înseamnă vasodilatație și înseamnă o expunere mai mare la frig. Sigur că odată cu expunerea aceasta la frig, suntem pândiți și de virus și microbi care ar putea să ne afecteze sănătatea, imunitatea noastră scade în momentul în care suntem expuși frigului și atunci apar celelalte probleme, îmbolnăvirile din sezonul rece, cu care avem de furcă noi medicii de familie în primul rând. În cazurile de gripă, știu că o persoană a murit la Cluj-Napoca din cauza gripei în acest sezon. Practic, avem marele noroc că în acest an gripa este sub control. În ce scuze, ați spus că a murit un pacient de gripă la Cluj? Nu la Cluj. Nu la Cluj, în țară. La Galați. Da, am rămas surprins. De asta, pentru că noi la Cluj ne-am mobilizat foarte bine. Am și primit vaccinul antigripal relativ repede. La Cluj care e situația? Practic, noi am, la nivelul cabinetului, am vaccinat 80% din cantitatea de vaccin și din persoanele catagrafiate pentru vaccinul antigripal. Trebuie să specificăm că noi primim medicii de familie vaccinul antigripal pentru persoanele cu risc. Asta înseamnă vârstnici peste 65 de ani, bolnavi cronici, indiferent că suferă de inimă sau de plămâni sau alte boli cronice, copii, gravidele și personalul medical. Dar asta nu înseamnă că ceilalți pacienți ai noștri nu pot beneficia de vaccinul antigripal, care se găsește și în farmacie, îl avem și la nivelul cabinetelor medicale și practic orice vaccin antigripal administrat întrerupe lanțul de transmitere și riscul de a transmite gripa este mai mic. Și chiar suntem mulțumiți că în această perioadă am reușit să ne pregătim, să zic așa, împotriva gripei. Sunt cumva, nu știu, forme mai severe care apar în această perioadă față de alți ani, dacă ne raportăm la ultimii ani? Încă e destul de prematur. Temperaturile foarte scăzute au apărut practic de la sfârșitul anului trecut și începutul anului acesta. Încă nu au început școlile, deci transmiterea virozelor nu s-a produs în forță, dar nu pot să spun că am avut cazuri foarte grave. Sigur, ele apar acolo unde și bolnavul este cu o suferință cronică și unde sunt și alte condiții asociate. Cresc riscurile și atunci când vorbim despre copii, asta și apropo de ceea ce spunea domnul director puțin mai devreme, nu se joacă mult în această perioadă în aer liber adesea, din acest interes pentru joc și pentru grupul cu care se joacă, uită de faptul că s-ar putea să se expună, cum ziceați, pentru o perioadă mai mare de timp frigului și să ajungă la hipotermie sau chiar degerături, cum spuneați. Tocmai de-aia sunt părinții sau cei la care îi trebuie să fie părinții atenți? În primul rând, când planificăm, iertați cuvântul planificat, ieșirea afară trebuie să ne adaptăm condițiilor meteo existente, adică să ne îmbrăcăm corespunzător. Și în primul rând, nu cu haine prea strâmte, dar nici prea largi. Tocmai în ideea că hainele corespunzătoare lasă acea perniță de aer care este cu efect termoizolant. Nici ghetele prea strânse nu ne favorizează. Deci trebuie să fie adecvate acestuia. Să ne îmbrăcăm cu haine de grosime adecvată. Să susțineți face cumva, față. Știu că unii părinți au această tendință de a pune strat peste strat, peste nu, strat, acea îmbrăcăminte de tip popolim, pentru că ceapă. Atunci facem un efort suplimentar, se supraîncălzește, transpiră și se epuizează în timp. Și îl expui, copilul e copil, se dezbracă și este mult mai vulnerabil în momentul respectiv. Și bineînțeles, durata de expunere. Trebuie să vedem și îl verificăm periodic, dacă am depășit o anumită perioadă de expunere la frig, ori fie avem cu noi băuturi calde, ceaiuri calde, care putem să-i oferim o mică gustare, baton dulce, ca să-i oferim energie organismului. Iar dacă hainele sunt uscate și nu sunt ude, copilul mai poate să rămâne. Dacă acestea devin ude, se recomandă
întreruperea expunerii, schimbarea hainelor cu unele uscate și, bineînțeles, după o recuperare scurtă în casă, ieșim afară. E sănătos să ieșim afară, să facem mișcare, decât să stăm pe telefoane, pe tablete, care sunt, e clar, atrăgătoare, dar nu sunt la fel de sănătoase ca și exact. Mișcarea în aer liber și de a cunoaște viața în real. De a pune mâna pe zăpadă și a ști ce este alb, rece, pufos și plăcut. Să ne mutăm și la celălalt capăt, să spunem așa, atunci când vorbim despre persoane vâznice, multe astfel de persoane aleg în această perioadă să rămână în casă. Se gândesc că așa se protejează mai bine. Înțeleg că și în cazul unei temperaturi scăzute e bine, puțină mișcare face bine organismului. Ce ar trebui să fie, să spun așa, ca un fel de ghid, de îndrumător, de recomandare pentru dânsii. Pentru dânsii nu recomandăm să se închidă în casă. Sigur că atunci când sau dacă le permite organismul sau afecțiunile de care suferă să iasă afară, este recomandat să o facă. Sigur, cu reducerea expunerii la frig, cu atenție la ghețuș și la alte riscuri care pot să apară din cauza unor căderi și care pot să fie mult mai grave. Și ca să nu ajungă la colegii din ortopedie. Exact, exact. Și atunci, practic, un echilibru în toate. Aerisirea încăperilor este foarte recomandată în această perioadă, dacă nu e suficient afară. Mișcarea în aer liber acolo unde se poate și atenție la riscul de căderi. Știu că ați lucrat în această perioadă în cabinet, ați fost prezent în cabinet în aceste zile. Cam care a fost numărul? A fost un număr mai mare de pacienți pe care trebuie să-i tratați? Cu ce afecțiuni au venit aceștia? Da, au fost mai multe afecțiuni decât în mod normal, dar afecțiuni viroze, ușoare, viroze care au putut fi tratate la domiciliu, fără să fie nevoie de spitalizări, de internări. Nu am avut sau nu am depistat clinic niciun caz de gripă deocamdată, ceea ce e bine, dar vă spun, am și fost mulțumită de atitudinea clujenilor și atitudinea pacienților mei în special, care au gândit mult mai preventiv decât altă dată. Am venit să ne vaccinăm, știți că ne-ați recomandat, am văzut că m-am simțit bine și că e important să fac asta pentru sănătate. Aha, deci iată, campaniile care au fost derulate în ultimul timp, mi-aduc aminte despre unele, am discutat și noi aici în platou, campaniile de vaccinare, au un efect, înseamnă. Da, este un efect. Putem fi și bucuroși că am primit și cantități de vaccin suficiente, nu exact când ne-am dorit, dar oricum am primit mult mai mult decât am în alți ani. Am primit la timp, ceea ce a făcut ca rețeaua de asistență medicală primară să poată demara în timp util și să aibă aderență în rândul populației la vaccinarea antigripală, și astfel încât cred că și datorită acestei vaccinări în timp avem cazuri mai ușoare și nu avem cazuri de gripă, nu avem niciun caz sever de afecțiune respiratorie încă înregistrat în județul Cluj, dar este acest dar, colectivitățile se întrunesc în 14, moment în care se creează și condiții de difuzare și de transmitere mult mai ușoară a virusurilor respiratorii, în special și a celui gripal, astfel încât putem să așteptăm că din data de 14 să observăm o ușoară creștere a cazurilor, poate să apară și cazuri de gripă, având în vedere că în regiunea de sud-est a României, cazurile de gripă deja au fost confirmate cu laboratorul, deci e clar, circulația virusului gripal, ca și până acum, începând din ianuarie, trebuie să apară și prin zona noastră. În momentul în care se declanșează, ce ar trebui să facă aceste persoane pentru a preveni agravarea, pentru a fi monitorizate, pentru a primi tratamentul de care au nevoie? În primul rând, repaus la pat, sigur, simptomatice, fără antibiotice, asta cred că deja este știut și oricum nici farmaciile nu mai eliberează antibiotice fără rețetă. E foarte bine de știut că antibioticul nu face decât să blocheze imunitatea proprie și să-și facă el treaba dacă are ce, adică dacă are de luptat cu o bacterie, dar în cazul unui virus nu are niciun efect și atunci e foarte important să ne izolăm ca să nu mai transmitem boala, dacă lucrurile se complică să ne adresăm medicului de familie, să consumăm suficiente lichide, vitamina C, fructe, astfel încât organismul să își poată rezolva problema, lupta cu acest virus. În general, v-am spus, virozele nu au fost foarte grave și dacă luăm aceste măsuri de la început, cu 3 zile de repaus, lucrurile se rezolvă. Așa le recomandăm și
copiilor, respectiv părinților acestora, să-i țină acasă, nici, și pentru sănătatea propriului copil să nu se agraveze boala lui, dar și să evităm transmiterea bolii mai departe. Știu că în această perioadă gradul de adresabilitate la serviciile de urgență, așa la nivel național, a fost destul de mare pe mai multe specialități și pe ortopedie, pentru că tot vorbeam mai devreme la Cluj-Napoca. Cum vi s-a părut această... Nu a fost o adresate crescută, a fost în aceiași parametri din tot perioada anului 2018. Au fost mai ales cazuri care au pus în probleme de ortopedie, dar nu cazuri severe, colici biliare, colici renale, intoxicații cu alcool. În jurul, dacă nu mă înșel, pentru partea de sărbători, vorbind de 31 întâi, au fost în jur de 1334 de prezentări în serviciile de urgență de tip adult. Chiar doamna conferențiar Golea spunea că adresabilitatea nu a depășit ritmul unei luni normale, așa că eu cred că educația de zi cu zi, sau sper că educația de zi cu zi a unui comportament sănătos și spune cuvântul, fapt ceea ce demonstrează și în cifrele care ne risează de la cabinetele medicului de familie până la serviciile de urgență. Și iată, cumva, cum spunea și doamna doctor Costiu puțin mai devreme, un comportament, înțeleg, al clujenilor, cel puțin, mult mai responsabil decât în alți ani. Da, așa este și suntem chiar mulțumiți de asta. Adică picătura chinezească începe să-și spună cuvântul în fiecare zi la cabinet, prin campaniile de informare, de conștientizare. Am început să avem un comportament mai sănătos, să ne gândim puțin și preventiv, să ne gândim puțin responsabil la sănătatea noastră. Mesajele pe care le-ați transmis și de aici, din platoul nostru. Cu ajutorul dumneavoastră, și vă mulțumim. Asta înseamnă o media implicată și responsabilă și profesioniști de asemenea implicați. Orice răspuns se poate obține doar prin implicarea tuturor etapelor și palierelor unei comunități. Dar dacă una sau două se implică, nu se încet. Dar cu dumneavoastră, cu mass media, bineînțeles, ajungem în orice ungher din această țară. Să vorbim puțin și despre situația bolnavilor cronici, care, așa cum spuneam în debutul intervenției noastre, sunt cumva, cred, mai vulnerabili în acest sezon. De ce, nu-i așa? Așa este, da. Am avut mai multe cazuri de compensări ale unor boli cronice, și aici vorbim de BPOC sau de ast bronșic, deci afecțiuni respiratorii cronice care au fost decompensate în urma unei viroze sau în urma expunerii la frig. Am avut de asemenea decompensări ale bolilor cardiovasculare, cardiopatii ischemice, hipertensiuni necontrolate, tot din cauza acestor fluctuații ale temperaturii, acestor expuneri și vasodilatație, vasoconstricție. Organismul n-a fost capabil să facă față situației, dar, așa cum vă spuneam, lucrurile nu au fost scăpate de sub control, și cu un tratament adecvat și cu un regim igienodietetic lucrurile au fost rezolvate. Ce le recomandați acestor pacienți? Evident, ei sunt cumva poate un pic mai protejați, pentru că sunt monitorizați, nu-i așa, mai des de către da, medici. Deci ei trebuie să aibă acea conștiință de a se monitoriza, automonitoriza, și de a se prezenta când parametrii pe care monitorizează se decompensează. Problema e că pe această perioadă rece îi rugăm că doar acele deplasări care sunt strict necesare să fie efectuate și pe o durată scurtă de timp de expunere, bineînțeles dacă se poate cu mijloace proprii să fie însoțiți de persoane mai tinere ca să îi ajute în caz de deplasare să scurteze timpul de expunere, iar dacă au aceste fenomene de decompensări să nu aștepte, ci să se adreseze rețelei de asistență medicală primară sau rețelei de asistență medicală prespitalicească, tocmai în ideea de a putea interveni în timp util și a reintra în normalitate cu parametrii funcționali. Știu că am punctat mai devreme această discuție, dar poate că e bine pentru telespectatorii noștri care au deschis televizorul puțin mai târziu să repetăm această informație, pentru că, iată, 14 ianuarie înseamnă întoarcerea în colectivități, în creșe, în grădinițe, în școli și așa mai departe, în condițiile în care copiii sunt, să spunem așa, virusați în această perioadă. Înțeleg că ar fi mai bine părinții să îi țină acasă în câteva zile, situația se poate ameliora foarte mult, atât pentru ei,
cât și a elimina sau, mă rog, a diminua foarte mult riscul de a transmite. Așa este. Mai departe. Oricum, la începerea școlii și a grădinițelor se face triajul epidemiologic de către personalul medical din școli și grădinițe și, practic, copiii care sunt potențial transmițători sunt izolați până când părinții lor vin să îi ia și să izoleze mai departe. Important, și asta doresc să spun și copiilor, pentru copiii care vin din alte țări calde. Acum am avut perioada de sărbători, am avut perioada de vacanță, cu tot soiul de vacanțe exotice. E foarte importantă perioada de adaptare, în care organismul deja supus unui stres, acela de a se adapta la niște temperaturi foarte joase, să nu mai fie introdus și în colectivitate cu bombardarea sistemului imun. Am avut părinți care au plecat în emisfera sudică, care există au fost în țările calde. Există în condițiile în care organismul traversează, să spunem, e un șoc? Până la urmă, este un stres așa pentru organism, pentru sistemul imun, ca să nu mai vorbim că toate aceste vacanțe se fac cu ajutorul avionului, deci asta înseamnă iarăși o aglomerare, o colectivitate, un risc un de transmitere... Un aer recirculat. Exact, acolo. Un risc de transmitere a infecțiilor respiratorii foarte mare și atunci, în aceste condiții există, e bine să existe o perioadă de câteva zile de acomodare înainte de a veni în contact cu colectivitatea. Să vorbim și despre viroze, pentru că am spus, situația gripei nu ridică probleme, din fericire, la Cluj-Napoca. A crescut numărul virozelor respiratorii, există complicații și în această zonă? Numărul virozelor respiratorii înregistrat în această perioadă este sub nivelul înregistrat în alte sezoane, dar totdeauna în această perioadă este, din punctul nostru de vedere, o subraportare, considerăm, având în vedere că multă populație este plecată în vacanțe, se adresează mult mai dificil, se hotărăsc de a se adresa medicului și astfel apare această subraportare. Adică s-ar vorbi, putea să existe o cazuistică ascunsă? Să fie o cazuistică cumva, ascunsă și pe care o vom observa de săptămâna viitoare, începând să reintre toată societatea în activitatea normală de zi cu zi, astfel încât și adresarea către medicul de familie sau către serviciile medicale să fie cea reală, având în vedere că mulți dintre concetățenii noștri o duc pe picioare, considerând că nu are rost să deranjeze medicul, deși adresarea de la primele simptome face ca durata bolii să fie mult mai scurtă și face ca aceasta să nu se răspândească și la alți concetățeni. Când știm care e granița aceea? Pentru că mulți gândesc exact în termenii pe care dumneavoastră i-ați definit puțin mai devreme. N-are rost să încarc un sistem sanitar care probabil se confruntă cu probleme mai grave decât o viroză pe care o am eu în momentul de față. Sau alții supraîncarcă acest sistem. Când știm că ar trebui să ne adresăm medicului? Care sunt semnele care ar trebui să ne dea de gândit? În primul rând, febra crescută, starea generală alterată, lipsa poftei de mâncare, plus celelalte simptome specifice unei infecții respiratorii. Tuse foarte puternică, știu eu, dificultăți în respirație, secreții foarte multe. Toate astea trebuie să ducă spre un consult medical. Am observat un comportament cumva ciudat al pacienților, adică înainte de vacanță, un număr mare de solicitări, pentru că voiau să se asigure că totul este în regulă, că pot să plece liniștiți în concediu, în vacanță și cu siguranță reversul acum după 14 adică ianuarie. Adică pur și simplu o situație de test, fără exact. O prezentare, o adresabilitate, fără simptomatologie. Să fie înțeleg. Ei sigur că totul e în regulă și că pot să plece. Să parafați într-un fel e okay, plecarea. Într-un fel e ok. E triajul că... pre-vacanță. Da, da. Și nu după e cumva o formă, nu știu, de prevenție? Păi asta zic, într-un fel e în regulă că s-au asigurat alături de bagaje și de pașaport și de tot că și sănătatea este bifată și este în regulă. O să avem acum inversul după ce se întorc din vacanță și de cele mai multe ori nu se adresează serviciilor medicale din alte părți decât dacă e nevoie, dacă e o urgență și revin cu toată patologia după
vacanță, tot la medicul de familie. Și într-un fel e bine, pentru că medicul de familie îl cunoaște cel mai bine, știe care e modalitatea de răspuns, de reacție în cazul unei boli sau alteia, și atunci și recomandările pot să fie particulare și specifice. Pentru persoane care nu au cunoștințe în domeniul medical, e dificil, e ușor să recunoaștem o diferență, să spunem așa, între zona asta de viroze și partea de gripă? La ce ar trebui să fim atenți? Dacă vorbim de gripă, vorbim de starea aceea generală alterată, cu febră mare, cu dureri de cap și dureri musculare, așa simți că parcă nu-ți mai poți ridica membrele, cu somnolență, chiar cu tuse uscată și rinorei, adică scurge nasul. Astea ar fi semnele de gripă, da, clinice. Cu apariție în bruscă, cele 10 zile anterior debutului, pot să apară, să fii venit în contact. Dar, cum zice doamna doctor, acea senzație că te trage patul, te dor mușchii de parcă te-ar fi bătut unul cu maiul de sus până jos în mod sistematic, acea durere de cap intensă, stare generală, febră mare, dar e clar, bineînțeles, te prezinți la medic, pe lângă guturai, cum zice, sau răceala care este cu strănut, cu rinoree ușoară, o ușoară tuse iritativă, dar care apare brusc și durează puțin, fără dacă nu se complică, bineînțeles. Dar gripa este o viroză severă, mai ales la cei vârstnici cu boli cronice, la care nu este ea, în primul rând, periculoasă, ci prin efectele complicației bolii de bază pe care o decompensează și îi dă o alură accelerată. Deci gripa trebuie imediat văzută de către un medic, tocmai în ideea de a-l evalua pe pacient corespunzător și a indica o condiție terapeutică adecvată. Înțeleg că în momentul în care simptomele s-au declanșat, vaccinul nu mai reprezintă o opțiune, tocmai de aceea ar fi trebuit, nu-i așa? Gândit preventiv, așa gândit cum vă preventiv. Spuneam, cu 2 săptămâni înainte. Deci vaccinul are nevoie de o perioadă de lucru, să zic așa, în care el stimulează organismul să-și formeze proprii anticorpi față de virusul gripal. Dacă acea perioadă nu există, dacă ne-am vaccinat astăzi și peste 2 zile am venit în contact cu un bolnav de gripă, avem toate șansele să facem gripa, poate că facem o formă mai ușoară, dar sistemul imun n-a avut timpul necesar să-și formeze protecție. E ca și cum noi am aștepta un atac, să zicem, armat, într-un joc, peste 2 săptămâni, ne pregătim, zicem, numai peste 2 săptămâni, și atacul are loc a doua zi dimineață. E clar, soldații sunt departe, încă n-au ajuns. Deci 2 săptămâni trebuie organismul să sintetizeze anticorpii și atunci, oricât de repede a fi făcut vaccinul, tot trebuie să aibă 2 săptămâni de la administrarea vaccinului până la apariția primelor anticorpi specifici. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de noi. Iată, doamnelor, domnilor, încă o dată aflăm de la invitații noștri că cea mai bună formă de tratament este prevenția și mulțumesc și pentru aceste informații foarte importante pe care ni le-ați transmis. Mult succes în campaniile pe care le organizați în continuare și să poposiți din nou pe la TVR Cluj să ne dați aceste mulțumesc detalii. Mulțumim și vă dorim un an bun. Și multă sănătate. Cu multă sănătate. Mulțumim sănătate asemenea. Publică. Mergem mai departe. Acum, restaurantele ar putea fi obligate să ofere clienților apă gratuit de la robinet la cererea acestora, iar primăriile vor trebui să asigure în mod gratuit filtre de apă cetățenilor dacă apa de la robinetul locuinței nu respectă parametrii de calitate. Urmărim un reportaj realizat de colegul meu Tiberiu Sas pe această temă, după care revenim în platou. Rămâneți cu noi! Propunerile sunt incluse în 2 inițiative legislative depuse la Parlament, prin care se urmărește reducerea consumului de apă îmbuteliată, dar și diminuarea consumului de băuturi carbogazoase. Argumentul inițiatorilor este că acestea sunt sursele principale pentru deșeurile din plastic. Potrivit unui prim proiect, autoritățile și instituțiile administrației publice centrale și locale vor avea obligația de a furniza la cerere și în mod gratuit apă potabilă de la robinet pentru persoanele prezente în sediile acestora. Totodată, operatorii economici care oferă servicii de alimentație publică trebuie să ofere apă potabilă gratis pentru clienții proprii. Un al doilea proiect prevede de asemenea ca în mod gratuit, cel mult o dată pe an și la cerere, Autoritatea de Sănătate Publică Locală să verifice prin prelevare de probe de la robinetele din locuințe respectarea parametrilor de calitate a apei potabile. În cazul în care se constată că parametrii de calitate nu sunt respectați, locatarul va beneficia la cerere de un filtru de apă,
al cărui cost este decontat de primăria din localitate. Autorii proiectului arată că în România nu există în prezent o modalitate de testare gratuită a calității apei, costul minim al unei analize de apă fiind de 250 de lei. În aceste condiții, România se află printre ultimele state din Uniunea Europeană în ceea ce privește consumul apei de la robinet. Am revenit în platou, doamnelor, domnilor, urmăriți regiunea în obiectiv și vă mulțumim că sunteți alături de noi. Despre festivalul Buvi vorbim acum cu invitații mei, doamna Carmen Ion, fondatorul acestui festival, și colaboratorul Octavian Popa. Sunt deja în platoul nostru, bine ați venit. Mulțumesc că sunteți bine cu noi. Bine v-am găsit și mulțumesc tare mult de invitație. Felicitări pentru această idee, știu că așa a pornit totul, nu? Cu o idee și vreau să ne dați detaliile. Cu o plictiseală a pornit totul. O plictiseală? Da, sunt profesor. Ce să fac? Mă plictisesc ca profesor? Ia să fac un festival. Nu chiar. Au fost pași un pic mai mici. Eu sunt profesor la Colegiul Național Pedagogic din Focșani. Și știți cum este. Mai e o clasă, clasa nouă, ești diriginte, încerci să faci tot felul de lucruri frumoase pentru ei. Ei încă nu s-au obișnuit, încă nu sunt foarte drăguți, nu sunt foarte deschiși. Și în momentul în care încerci să le spui, bun, e important să citiți, că trăiți în felul acesta mai multe vieți și da, trăim și e frumos și după 10 pagini renunță, te gândești. Și mai ales că ei devin cumva, nu știu, formatori mai departe de caractere, de... Da. Avem și, nu avem doar profil vocațional, avem și profil uman tip filologie. De data asta e vorba de o clasă de filologie la care eram dirigintă, se întâmplă asta acum 5 ani și fiindcă erau foarte interesați și niște copii foarte puternici, cu caractere bine definite încă din clasa a noua, am zis, ok, nu mai merge așa, citim că e frumos, că se uitau, da, e frumos, o să citim că ne place de dumneavoastră, dar nu asta e ideea, haideți voi să descoperiți. Și atunci am propus, bun, haideți să citiți niște cărți și după aceea să faceți niște trailere după cărți. Dar trailerele sunt numai după filme. Păi da, dar mai asta faceți un pas. Da? Ideea. Citiți o carte, vă imaginați cum ar putea să fie filmul și după asta faceți un trailer la cartea pe care ați citit-o. Și a prins absolut grozav. Și datorită lor, practic, ceea ce a pornit dintr-o joacă și dintr-o nevoie de a descoperi altceva, a ajuns pentru anul ăsta școlar un festival. Foarte mulți alți profesori merg pe, să spunem așa, ideea clasică. Să învețe de frica notelor. Pentru că, nu e așa, nota e la mine, oricând îi pot penaliza. E o mentalitate interesantă asta. De ce ați ales altă cadre? Mie mi-s dragi profesorii de română. Nu știu cum este la altă, cum se întâmplă lucrurile la alte discipline. La română însă cred că mai puțin se întâmplă așa, pentru că nu știu ce au de învățat, ce avem doamna de învățat pentru teză, nimic. Cum adică nimic? Aveți de gândit, practic, pentru că aveți niște lucruri de citit și după aceea să le treceți, să le filtrați prin propria voastră minte. În momentul în care intră în clasa a noua, le spun, nu vreau să învățați. Vreau doar să învățați, să tociți, să vași. Aveți un singur scop practic, acela de a învăța să deveniți autonom, să gândiți autonom, să gândiți critic. E foarte îmbucurător și atunci, în același timp atipic ceea ce îmi spuneți, pentru că eu mi-aduc aminte de pe vremea când eram eu în școală și profesorul venea, dicta un comentariu, așa se și numera, comentariu pentru fiecare carte, pentru autorul a vrut să spună, ce a vrut să spună autorul. Și era, cu cât reproducerea la teză era mai fidelă față de varianta originală, între ghilimele, cea dictată de profesor, cu atât nota era mai mare. Cu cât diferența era mai mare, nota scădea proporțional. Dumneavoastră alegeți altă cale, iar vin și spun. După tinerețea, luând în calcul tinerețea dumneavoastră, îmi dau seama că perioada despre care vorbiți nu e foarte departe nu de noi, ceea ce departe mă întristează. Nu cred că la liceu, că nu știu dacă, nu știu cum e în școlile generale, repet, pentru că nu predau, dar am o mulțime de colegi care sunt extrem de ingenioși, de creativi, care nu folosesc tehnicile acestea. Iar examenul de bacalaureat, cel puțin, în trei sferturi, presupune gândire critică, autonomă, deci nu mai presupune reproducere. Așa că e foarte important ca încă din clasa a noua ei să învețe să citească în mod conștient niște lucruri și să le treacă prin propria lor gândire.
Și a venit această idee extraordinară, l-ați luat colaborator pe Octavian Popa, de aici până la totuși un festival, mai e cale lungă. Cum? Cum ați intrat în horă, să spun așa? Nu era, cred, pregătită să mă ia de colaborator. Noi ne-am cunoscut după ce s-au petrecut câteva ediții, respectiv anul trecut, când am văzut niște prezentări ale festivalului și apoi despre prezența doamnei Carmen Ion împreună cu elevii câștigători ai festivalului de anul trecut la TIFF Cluj. Adică Tudor Giurgiu... Dar cel mai important festival foarte, de film din Europa foarte, de Est. Pentru că Tudor Giurgiu a înțeles că e o chestiune foarte haioasă, foarte bună pentru tineri. Eu imediat mi-am făcut așa o impresie. Am înțeles că ceea ce de fapt ar fi trebuit să fie un mic dezavantaj, faptul că sunt într-un oraș mai mic, de fapt a fost un mare atu pentru doamna profesoară și copiii de acolo. Copiii, neavând atât de multe oferte ca într-un oraș mare dezvoltat, au văzut chestia asta ca pe una fabuloasă și se comportă ca atare. Bun, dar ei știau să opereze tehnic, vorbind? Au învățat. De la an la an sunt alte echipe. Unele se păstrează, unele, asta îmi place foarte tare, sunt unele echipe care își păstrează numele și măcar câțiva membri de la an la an. Rolurile în echipă sunt asumate deja în echipele acestea cu tradiție. În afară de asta, pentru new entries, oferim traininguri, ne chinuim anul acesta să punem niște tutoriale pe pagina noastră de Facebook și pe site. Adică ei au oarece îndrumare, pentru că într-adevăr zona tehnică este una destul de complicată. Și care uneori face diferența în ochii juriului, nu? În ochii celui care evaluează proiectul. Nu chiar, pentru că scopul principal al acestui proiect este cititul. Da? Și, repet, cititul conștient e un pic mai mult decât cititul pur și simplu. Absolut, da. În momentul în care tu va trebui apoi să operezi cu acel material, să-ți imaginezi întreg filmul, ca apoi să-i faci o scurtă prezentare, clar că se lucrează... brutul trebuie să fie foarte bine pus la punct. Echipa este foarte important să fie bine sudată. Și rolurile, cred că aici este și funcția profesorului, să aibă grijă ca rolurile în echipă să fie bine împărțite și asumate integral de către elevi. Dumneavoastră le împărțiți sau nu, și le ia? Nu în sensul, exact asta vreau să spun. Nu în sensul că vine profesorul și spune tu vei fi regizor, tu vei fi ei decid. Vei monta filmul. Nu. Profesorul să aibă grijă ca în cazul în care sarcinile pe care elevii și le-au împărțit reciproc să fie cât mai aproape de realitatea echipei. Adică dacă eu sunt bună la făcut un screenplay, de exemplu, un scenariu, să nu îmi dea rol de om care filmează, pentru că, nu știu, îmi tremură mâna și nu țin camera cum trebuie și așa mai departe. Deci cam aici ar trebui să fie rolul profesorului cumva și, bineînțeles, discuțiile în legătură cu romanul citit, tematica propusă, care ar fi elementele importante, elementele nodale din roman care ar trebui punctate, evidențiate și așa mai departe. Dar și aici este important să fie lăsați elevii să-și exprime un punct de vedere. Pentru că asta este ideea, să transformăm elevii în niște personalități autonome care să aibă dreptul de a decide în primul rând. Cred că asta este unul dintre marile defecte ale școlii românești. Nu îi lăsăm pe elevi să decidă pentru ei. Și noi, ca profesori, nu prea ne ținem gura. Da, e drept că, pe de altă parte, cum să spun, nici elevii nu prea vorbesc, tocmai pentru că vin de multe ori dintr-un sistem destul de închistat așa și atunci nu îi mai interesează neapărat să se manifeste, să devină ei deschiși. Dar iată că atunci când ajungeți la ei în alt fel, îi interesează. Da. Vor da. Să se implice, fac. Da, chiar că mai mult lor. Decât cere o programă. Pentru că o programă cere o bifă,
a citit sau n-a citit cartele. De fapt, cere o notă, nu o teză, un comentariu pe care îl pot găsi și pe internet, nu spune nicăieri că ar trebui să stea să învețe tehnic cum să facă un trailer. Și o fac, cu toate astea o fac. O fac și le o place. Atmosferă extraordinară. Cum e să fiți la ediția cu numărul 3? Este chiar ediția cu numărul 4, sau, aș putea spune, iată, dacă nu iau un calcul pe prima care a fost la nivelul de clase și atât, da. Dar să o luăm și pe aceea, că până la urmă a deschis un întreg slalom. Acolo a fost foarte simplu. Deci, fiind diriginta unei clase de 30 de elevi, le-am aruncat în joc 5 cărți și le-am spus, sunt foarte interesante. Haide, uite, vă faceți echipe. Le-a plăcut în primul rând ideea de a lucra în echipă. După aia le-am făcut un mic regulament cu obligația, de exemplu, de a mă suna șeful de echipă să mă informeze când anume se duc să filmeze și unde anume se duc să filmeze. Deci, dumneavoastră ați văzut undeva sau pur și simplu așa ați imaginat că ar trebui să arate lucrurile și ați dezvoltat proiectul pe parcurs? Am stat și m-am gândit la un moment dat, lucrat în echipă e o metodă pe care orice profesor normal o folosește. Deci nu e nimic spectaculos aici. Dar acum trebuiau să filmeze și m-am gândit, băi, stai, n-am țin, sunt în clasa a noua. Cine știe unde se duc să filmeze? Mă trezesc părinții în cap. Ok, facem un regulament. Deci în funcție de problemele pe care le-am întâmpinat sau le-am anticipat cumva sau la care m-am gândit teoretic așa, atunci am construit un mic regulament, să spunem, care a avut, de fapt, sarcina fundamentală de a le da lor conștiința importanței a ceea ce fac. Și responsabilitate totodată. A importanței și a responsabilități. Și asta cred că i-a motivat foarte mult. Deci foarte mult. Pentru că, în sfârșit, într-un cadru pe care l-am stabilit cumva de comun acord, ei aveau dreptul să facă lucrurile pe care și le doreau. Aveau voie, cumva. Și atunci asta a fost absolut fantastic. Și a prins, pentru că s-a auzit în școală, după care au venit elevi din școală, vrem și noi. Și a crescut așa de la an la an, de la 100 la 150, de la 150 la 200. Anul acesta estimăm, din afară, cam 250 de elevi, ceea ce va fi... sunt echipe interesate din Republica Moldova să vină. Excelent. Da, sunt așa de bucuroasă. Am aruncat anul acesta în concurs ca o manieră cumva de a celebra în felul nostru centenarul ăsta care cam uzat, să spunem. Adică atâta s-a vorbit despre el și parcă mi-e și jen așa cumva, vă spun de centenar și nu știu. Dar vorbim atât despre marele centenar, despre România, despre... Dar noi nu știm, de fapt, ce se întâmplă în literatura română actuală. Și atunci, unul dintre sloganurile, să spunem, mă rog, nu e chiar slogan, dar pe care l-am găsit a fost asta, cât de mult poți să-ți iubești o țară dacă tu nu-ți iubești literatura, nu-ți iubești valorile, nu-ți iubești cultura. Și nu numai că nu iubești, dar habar n-ai despre ea. Și atunci am ales scriitori de limbă română. Atenție, nu neapărat români. Nu neapărat cetățeni români, scriitori de limbă română, scriitori din Republica Moldova sau scriitori români care sunt cetățeni mai altor state de ceva vreme și am încercat așa să construim o imagine complexă a ceea ce înseamnă literatura română actuală. Da, e foarte, foarte interesant și o să vă rog, în momentul în care toate lucrurile sunt puse la punct și această ediție cu numărul 4 va avea loc, să reveniți în platoul nostru și să ne dați detalii despre tot ceea ce se întâmplă extraordinar acolo. Iată, doamnelor, domnilor, o amploare a acestui eveniment și e îmbucurător că se întâmplă în școala românească un astfel de lucru. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de noi. Mergem acum telefonic la colega mea, Maria Cinarjiga. Ea ne va da detalii despre tradiții și obiceiuri de Crăciun perit vechi și, după cum bine știți, colega mea realizează și o emisiune la TVR Cluj, Transilvania Policromă, dar oricum Maria ne va da detalii despre aceste lucruri. Te salutăm, Maria, îți mulțumim foarte mult că ești alături de noi. Bun găsit și ție, Ovidiu, și bun găsit tuturor celor care ne urmăresc la această oră. Cum spunem? Crăciun fericit sau care e urarea pe care voi o folosiți? Noi avem Hristos Răjdaiețe, adică Hristos a născut, și Ștățile Visiate înseamnă sărbători fericite pentru toți ucrainenii.
etnici ucraineni, dar nu numai aceștia, mai sunt câteva popoare slave care marchează Crăciunul după, sau mă rog, mai multe sărbători după calendarul iulian, adică pe data de 7 ianuarie s-a marcat Crăciunul, cu un decalaj de 13 zile față de calendarul gregorian. Așadar, aseară am avut ajunul Crăciunului, deci care este pe 6 ianuarie. Iar legat de tradiții, eu mă aflu acum, de exemplu, în județul Maramureș, în localitatea mea natală, localitatea Repedea, care se află pe o vale unde sunt alte trei localități, Ruscova, Repedea, deci poienile de sub munt, în trei compact peste 20 de etnici ucraineni. Iar aici, în această zonă și în general în Maramureș, poate cel mai bine se păstrează tradițiile străvechi, pentru că sunt multe tradiții care sunt transmise din generație în generație. Anul acesta avem și vizual un Crăciun cu multă zăpadă, cu peisaje parcă descrise din povești, deci este perfect. Este o sărbătoare a familiei, Crăciunul, ca poate și în multe alte comunități. Se marchează în general cu cei dragi, familie, iar tradițiile, cum spuneam, sunt transmise din generație în generație. De-a lungul timpului, unele dintre tradiții s-au păstrat, altele s-au pierdut, altele poate s-au schimbat sau chiar au apărut unele noi sub diverse influențe culturale. Mulți au plecat și în străinătate sau trăim aici într-o zonă multiculturală. Dar multe dintre aceste obiceiuri la etnici ucraineni se vârt în jurul bisericii. Partea religioasă a sărbătorii joacă un rol extrem de important. Lumea merge la biserică cu micul mare și în seara de ajun și în celelalte zilele de sărbătoare. Așadar, avem pe lângă această pregătire trupească legată de mâncare și eu știu, pregătirea casei, împodobirea casei, avem, nu este deloc neglijată și pregătirea spirituală. Printre obiceiurile pe care le-aș aminti că se respectă cu rigurozitate la etnici ucraineni, se numără obiceiul colindatului, bineînțeles, care are loc în toate cele trei zile de Crăciun. Multe colinde sunt transmise pe cale orală, din generație în generație. Avem nelipsitele cete de colindători, copii, adulți, care vestesc nașterea Iisus la fiecare casă, la rude, prieteni, vecini. Cea mai de seamă ceată este Vislaimul, care interpretează scena nașterii lui Iisus, obicei care încă se regăsește în câteva dintre sate. Maria, avem în alte localități... Da. Maria, îți mulțumesc foarte mult pentru toate aceste detalii și foarte important, vreau să le spun celor care ne urmăresc acum că vom pătrunde în această atmosferă extraordinară cu ajutorul unui material pe care l-am primit de la tine, pe care invit pe telespectatorii noștri să îl vadă chiar acum. Îți dorim un Crăciun fericit alături de cei dragi. Mulțumesc, Ovidiu. Colega noastră serbează, doamnelor, domnilor, Crăciunul pe rit vechi, chiar în localitatea ei natală. Nu uitați, vă puteți întâlni cu Maria Cinajiga în cadrul emisiunii Transilvania Policromă de la TVR Cluj. Urmărim acum, așa cum vă spuneam puțin mai devreme, un material realizat despre Crăciunul la ucraineni. Noi o să ne revedem mâine. Ediția de astăzi a ajuns acum la final. Să aveți o după-amiază excelentă! Різдво є одним з найочікуваніших свят року. Повсюди в Румунії радість свята народження Христа висуває на перший план багатовікової традиції, які ще зберігаються, особливо на Мараморозчині. Різдво вважають святом сім'ї, його традиційно святкують у родинному колі. Можна сказати, що період приготування до Різдва – це богоблагословенний час для того, щоб забути старі образи, припросити тих, кого ми могли образити, подякувати тим, хто зробив нам добро чи просто був поруч з нами протягом цього року. Етнічні українці в повіті Марамуреш у Румунії зустрічають Різдво, дотримуючись давніх народних традицій. Від покоління до покоління передавались традиції святкування Різдва Христового. До наших днів деякі традиції збереглись, деякі втратились, деякі змінились, можливо, навіть виникли нові. Сьогодні дізнаємось, як зустрічають і визначають Різдво в українському селі Репедя або Кривий. Bye.
Slovenci svjetkujemo razum i zinšim slovenskim narodami, svjetkujemo za starim stilom Rizdvo Hristove 7. sičnja. I jakraz cej etap zimovih svjat, він є тим часом, коли люди вже відпочивають від своїх щоденних інших таких праць, котрі роблять їх напротязі цілого року. І якраз тепер мають нагоду задуматися і заглибитися найбільше і в свою душу, над своїм духовним життям. Тому що після Різдва Нового року, водохреща, стрічення, далі прийде інший період, котрий є підготовчий, період Великодного посту. Але цей час, коли ми колядуємо і прославляємо прихід на світ Спасителя Ісуса Христа, Сина Божого, як того, котрий мав прийти, обіцяний пророками Месія, це є час великої радості, тому що ми знаємо, що стався через Божу волю початок нашого спасіння. Народження Ісуса Христа відкриває нам, усім земним людям, дорогу до вічності. І так як Ісус Христос прийшов у цьому скромному виді, що народився не в палатах, так як ми колядуємо, не в царських палатах, но між дубетляти, то що означає, що між скотинами, між дрібними скотинами, народився, приніс на цей світ великий образ смирення. Evans love.